La acțiunile puse în aplicare au participat peste 120 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție, perchezițiile fiind desfășurate în baza mandatelor emise de judecătoriile județelor aflate în vizor. Acțiunea a fost orchestrată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR. Potrivit unui comunicat remis de IGPR, descinderile au vizat sedii sociale și punctele de lucru ale societăților administrate de persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni economice. Poliția română a efectuat 45 de percheziții la reprezentanții legali ai unei societăți comerciale bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 150.000 de euro prin folosirea de mijloace de joc, fără autorizații și licență pentru organizarea jocurilor de noroc. Perchezițiile au vizat sediile sociale și punctele de lucru ale societăților administrate de persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni economice. În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 150 de dispozitive de joc tip slot machine, fără licență și au fost indisponibilizați pe este 35.000 de lei. De asemenea, 40 de persoane au fost aduse la sediul IPJ Old pentru audieri. Se arată în comunicatul remis de IGPR, în urma anchetelor efectuate s-a stabilit că în cursul anului 2015, 4 persoane, având calitatea de reprezentanți legali, asociați, administratori, împuterniciți ai unei societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional constând în eludarea obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi amplasat mai multe mijloace de joc tip slot machine în peste 4 de locații din județele Olt, Gorj, Dolj, Mehedin și Teleorman fără să aibă autorizații de exploatare a jocurilor de noroc tip slot machine, licență pentru organizarea jocurilor de noroc, certificate de verificare tehnică, facturi sau alte înscrisuri de achiziționare a aparatelor. Prin aceste operațiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 150.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, sumele obținute prin aceste activități ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor prin efectuarea mai multor tranzacții financiare constând în achiziționarea și revânzarea de spații comerciale, terenuri, apartamente, înființarea de noi firme, urmărindu-se disimularea adevăratei naturi a provenienței și circulației banilor, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni.